Eu cred că majoritatea dintre noi trăim într-o altă lume și, de fapt, uh, uh, normalitatea ofice vedem la televizor. Adică, doamna Adriana, nu este deranjată despre ce s-a întâmplat, despre ce era scrisă notița aceea, despre faptul că viitoarea nu a avut o relație cu un bărbat căsătorit. Dânsa de este deranjată că a lăsat notița acolo. Nu despre ce s-a întâmplat sau despre viața în fine trăită de viitoarea noră, e vorba despre notița aia că a lăsat-o acolo și că vezi, Doamne, apare la televizor și că nu știu ce. Iar psihologia asta inversă pe care o joacă Miruna cu susținătorii că vezi, Doamne, nu o să o mai voteze pentru că înjure și că face ca toate alea. Păi mai fetiță, nu de asta ar trebui să nu te mai voteze. Ar trebui să nu te mai voteze pentru caracterul tău și pentru felul cum își gestionezi lucrurile și pentru tot ce s-a întâmplat în perioada asta, pentru faptul că ai mințit atâția oameni și ai făcut o felul de povești lacrimogene doar ca să, nu știu, să primești un pic de compasiune, de victimizare, de orice altceva. Pentru asta ar trebui să nu te mai voteze. Nu pentru faptul că ai, că ai înjurat. Că ai înjurat, puteai să înjuri de la început, crede-mă, erai mult mai apreciată. Dar, din punctul meu de vedere, ar trebui să nu mai fi votată pentru faptul că ai mințit. Că ai mințit și că ai făcut un film pe care ai vrut tu să-l prezinți publicului, ca lumea să te perceapă într-un fel, și când, de fapt, era altfel. Despre asta vorbim vorbim despre un personaj care timp de 3 luni de zile a mințit și a aruncat tot, tot, ce se întâmplă acum cu viața ei, a aruncat în cărca altora. Timp de 3 luni de zile. Iar acum, când de fapt s-a adeverit că asta era viața ta, tot ce puneai în cărca altora, te deranjează și începi să înjuri. E perfect normal că înjuri. Puteai să înjuri de la început și dacă ai fi înjurat de la început și ți-ai fi asumat lucrurile, nu mai ajungeam aici.